La Muzeul Județean Buzău începe joi Târgul Ofertelor Educaționale, ediția 14, -a, ce se va desfășura conform următorului program. Pe 11 aprilie, la ora 11, are loc deschiderea evenimentului, iar până la ora 18 se pot vizita standurile. Pe 12 aprilie, între orele 9 și 16, prezențe la standuri. Târgul Ofertelor Educaționale este realizat în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău și are ca scop promovarea ofertelor de școlarizare ale unităților liceale, colegiilor și școlilor profesionale de pe teritoriul județului Buzău. Târgul ofertelor educaționale este dedicat elevilor de clasa 8 -a, care trebuie să ia o decizie privind parcursul lor școlar și profesional. Totodată, toți participanții vor vizita gratuit expozițiile dedicate colecțiilor arheologie și istorie.